Anul 2015 a debutat cu o ușoară creștere a ratei șomajului la nivelul județului Olt. Din totalul șomerilor, doar 27% beneficiază de indemnizație. La 31.01.2015, rata șomajului este de 8,37%, este în ușoară creștere față de luna anterioară, în care am fost 8,11%. Din care aș putea să vă spun, deci avem înregistrați 14.895 de persoane, din care femei 5.558. Pentru a-și găsi cât mai ușor un loc de muncă, tot mai mulți olteni apelează la cursurile de reformare profesională. În acest moment, 19 astfel de programe sunt în derulare, la care participă peste 400 de persoane. Ca meserii, bucătar, coafor, cofetar, patiser, frizer, îngrijitor bătrân la domiciliu, lucrător în comerț, manicurist, pedicurist, operator, confecționar industrial. Anul 2015 vine cu noutăți pentru cei care doresc să beneficieze de pregătire profesională prin intermediul Agenției de Ocupare a Forței de Muncă. Astfel sunt prevăzute 46 de cursuri pentru 1200 de persoane. Ne-am gândit ca împreună cu Centrul Regional de la Craiova să introducem meserii noi. Și acestea ar fi competențe antreprenoriale, comunicare limbii străine și mă refer la limba germană, electrician, întreținere și reparații în industria mică, infirmieră și stilist, protezist unghii. La cursuri pot participa atât șomeri indemnizați, cât și cei neindemnizați. În perioada în care beneficiază de șomaj, oltenii pot participa gratuit, iar în cazul în care optează și pentru un alt program, acest lucru este posibil doar contra cost.